fie Domnul. Dragi frați și surori, ne bucurăm în această seară că suntem împreună la închinare și la părtășie. Și haideți să venim cu bucurie în inimă, cu mulțumire în inimă, înaintea Domnului, să ne îndreptăm privirile spre El, să ne îndreptăm inimile spre El, să ne îndreptăm glasurile către El și să-L înălțăm, căci El este vrednic de toată lauda. Doamne, vreau să mă închin și cu inima mea înaintea Ta vin. Haideți să venim și să-I cântăm Domnului nostru din toată inima. Amin. Doamne, vreau să mă închin. Doamne, vreau să mă închin și cu inima mea înaintea Ta vin. Când mă rog, mă ascuns, de păcate mă iert, numai Tu mă înțelegi, credincios îmi răspuns, iar sub aripa Ta de furtun mă ascuns. Mâna Ta mă atinge și îmi dă libertatea prin har să trăiesc, nici nu pot să exprim cât te doresc. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe Tine te caută, inima mea, căci Tu ești cel mai minunat, minunat. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe Tine te caută, inima mea, căci Tu ești cel mai minunat, minunat. Inima mea, cel mai minunat, minunat. Slăviți să fie Domnul. Haideți în continuare să ne ridicăm în picioare, să continuăm în această atitudine de închinare și să venim înaintea Domnului să-I zicem: O, Doamne, Tu ești sfânt, ești sfânt și atotputernic. Haideți să ne închinăm împreună prin această cântare și slăviți să fie Domnul în toate. Amin. Vrednic mi-El e, Doamne,
cuvânt am dat celui ce-mi visă pe al milei tron. Sfânt e, sfânt e, sfânt e Domnul atotputernic, a fost și este și va fi. Îi cântă universul, slăvit să fii sus. Ești tot ce am mai bun, te cântec, te Sfânt e, Domnul atotputernic, a fost și este și va fi. Îi cântă universul, slăvit să fii sus. Ești tot ce am mai bun, prin cântec te laud. Domnul atotputernic, a fost și este și va fi. Îi cântă universul, slăvit să fii sus. Ești tot ce am mai bun, prin cântec te laud. Sfânt e, sfânt e, sfânt e Domnul atotputernic, a fost și este și va fi. Îi cântă universul, slăvit să fii sus. Ești tot ce am mai bun, prin cântec. Din toată inima, sfânt e, sfânt e. Sfânt e, sfânt e, sfânt e Domnul atotputernic, a fost și este și va fi. Îi cântă universul, slăvit să fii sus. Ești tot ce am mai bun, prin cântec te laud. Glorie Domnului în vecii vecilor. Când apostolul Ioan l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos în slava sa cerească, el, insuflat de Duhul lui Dumnezeu, a scris următoarele cuvinte în primul capitol din Apocalipsa și spunea în felul următor: în ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, ce vei scrie într-o carte și trimit-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Laodicea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfetnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfetnice,
pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca rama aprinsă și ars într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților, slăvit să fie numele Domnului. În felul acesta l-a descris cel care altă dată, în momentul când era cu Domnul Iisus Hristos și umbla cu Domnul Iisus Hristos și își punea pieptul pe capul Domnului. După înălțarea Domnului Iisus Hristos și după în momentul când Domnul Iisus Hristos a fost acela care s-a arătat lui Ioan, Ioan l-a descris cu aceste cuvinte. Interesant lucru este că în momentul când Ioan s-a uitat la el, parcă nu l-a mai cunoscut, parcă n-a mai fost același Iisus care umblase cu el pe pământ. Ceea ce ne arată nouă și ceea ce cuvântul lui Dumnezeu scoate în relief este măreția, scoate în relief gloria, scoate în relief sfințenia, scoate în relief desăvârșirea Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos aici, cel care altădată oamenii l-au bajocorit, l-au crucificat și îl vedem aici în această ipostură în care El conduce întreaga omenire și El este cel care ține în mâna sa toate lucrurile. Îl vedem de fapt pe Domnul Iisus Hristos ca adevăratul biruitor, pe Cel care a biruit moartea, ține cheile morții și ale locuinței morților. El este Cel care a fost viu, dar este viu în vecii vecilor. El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. De fapt, toate lucrurile au fost făcute prin El și prin El și pentru El, slăvit să fie numele Domnului. Și în această după masă suntem în locul acesta să glorificăm numele Lui, pentru că El este vrednic de laudă. Nimeni din încheperea aceasta nu este vrednic de laudă, de cinste, de glorie, oricât de vrednic ar fi, oricât de multe lucruri frumoase ar fi făcut, însă Cel care merită toată slava, cinstea și gloria este Cel care a murit pentru fiecare dintre noi ca să ne dea mântuirea, lăudat să fie în numele Domnului. Cel care a venit în lumea noastră de bună voie, a trăit o viață umilă, o viață smerită, a ales să meargă la cruce, să moară pentru tine și pentru mine, ca astăzi noi să putem să fim în locul acesta și să ne închinăm în numele Lui, slăvit să fie numele Domnului. De aceea în rugăciunea aceasta aș vrea să vă motivez, pentru că grupul Tabor a cântat despre sfințenia lui Dumnezeu, despre cine este ca Domnul nostru și nimeni nu se poate asemăna cu El, însă Dumnezeu este acela care ne-a dat această, ne-a dat voința, ne-a dat capacitatea aceasta ca să putem să trăim vieți curate înaintea Lui și pentru aceasta mulțumim Domnului. Însă în seara aceasta haideți să venim înaintea Domnului în prima parte din rugăciune să-i mulțumim Domnului pentru că până aici a fost cu noi. Să-i mulțumim Domnului pentru că El este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu drept. Stăteam zilele acestea și vorbeam cu Dani și cu o parte din echipă și spuneam ce extraordinar lucru este să slujim Dumnezeului celui viu și adevărat. Pentru că mulți astăzi, mulți oameni se închină la Dumnezeu care nici nu aud, nici nu văd, nici nu au nicio putere, însă Dumnezeu ne-a dat harul acesta să putem să ne slujim, să-L slujim pe Dumnezeu. Ne-a dat harul acesta să putem să-L cunoaștem pe adevăratul Dumnezeu. Ne-a dat harul acesta să putem să ne închinăm unui Dumnezeu care aude, unui Dumnezeu care vede, unui Dumnezeu care răspunde, unui Dumnezeu care intervine, unui Dumnezeu care ne vorbește, unui Dumnezeu care ne ridică, unui Dumnezeu care ne poartă de grijă, un Dumnezeu care ne vindecă atunci când suntem bolnavi, un Dumnezeu care ne ridică atunci când trecem prin probleme, unui Dumnezeu care este cu noi în încercare, care a spus că nu ne lasă singuri niciodată, care a spus că va fi cu noi în orice circunstanță a vieții. El este acela care 24 de ore
ore dintr-o zi este Cel care ne asistă și este alături de noi. Nu numai că ne asistă și este alături de noi, dar El este Cel care este gata să intervină în orice circunstanță vieții noastre, slăvit să fie numele Domnului. De aceea, în seara aceasta venim înaintea Domnului și îi mulțumim, pentru că El este prezent în adunare prin Duhul Sfânt. Din momentul când tineri au început să cânte, am simțit prezența lui Dumnezeu și Domnul este Cel care este în locul acesta. Domnul este Cel care lucrează și cred că în seara aceasta Domnul are în vedere să ne vorbească fiecăruia dintre noi. De aceea ne rugăm ca Domnul să-și facă numele de slavă. Ne rugăm ca Domnul să-și proslăvească numele. Mulțumim Domnului în prima parte, apoi ne rugăm ca Domnul să lucreze în dreptul fiecăruia dintre noi și apoi ne rugăm ca Domnul să intervină în dreptul celor care sunt încercați. Ne rugăm pentru cei care sunt încercați în România, în Europa, pretutindeni. În mod deosebit ne rugăm pentru familia fratelui Robi Toje. Ne rugăm ca Dumnezeu să intervină și Dumnezeu să dea biruință, Dumnezeu să nimicească orice atac demonic. Ne rugăm pentru frații noștri de la Făgeți, mai mulți frați sunt bolnavi, care sunt răciți, ne rugăm ca Domnul să intervină, Domnul să dea biruință și Dumnezeu să nimicească orice plan demonic. Ne rugăm pentru cei care sunt plecați, ne rugăm pentru familia Toplean, ca Dumnezeu să lucreze în dreptul lor, pentru familiile care sunt plecate din mijlocul nostru, pentru familia Oprea, pentru familia Basarabă, ne rugăm pentru familiile care, pentru sora Maria, pentru sora Ana, care sunt plecate din mijlocul nostru și ceilalți care sunt plecați, ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze și Dumnezeu să intervină, Dumnezeu să dea biruință. Avem aici afișate pe ecran toate cauzele bisericii, le ducem înaintea Domnului rugându-ne și știind că Dumnezeul nostru este acela care ne ascultă. Până aici Domnul a fost cu noi și de aici în continuare Domnul va fi în continuare cu noi, slăvit să fie numele Domnului. Și El este gata să lucreze în dreptul fiecărui cauze, pentru că El este acela care ne-a promis prin cuvântul Său că va fi cu noi și nu ne va lăsa, lăudat să fie numele Domnului. Trăm rugăciune și ne rugăm, Doamne, cu mulțumire înainte Ta, Doamne, vin. Îți mulțumesc, Doamne, pentru harul Tău, pentru bunătatea Ta, pentru credință.
Tău. Te onorăm și te glorificăm, binecuvântat să fie numele Tău. Osana ție, Doamne, și puterii Tale în vecii vecilor. Amin. Lăudat să fie numele Domnului. Vă rog respectuos să ocupați locurile, stimați frați și surori, ne bucurăm să fim din nou împreună la un timp de părtășie în casa Domnului. Ne rugăm ca Domnul să lucreze, Domnul să ne dea har, Domnul să-și reverse îndurarea sa peste noi. Salutăm în mijlocul nostru pe fratele pastor Adi Stupar, Domnul să-l binecuvinteze. Însul este invitatul nostru pentru weekendul acesta, având în vedere că duminică dimineață o să avem și botez de la ora 10. Așa că ne rugăm ca Domnul să își facă numele de slavă. Împreună cu noi, în această după masă, avem și o familie din Italia. Ei sunt misionari în Irak. Ei sunt acum la mama și copilul. Îi salutăm în numele Domnului Iisus Hristos. Vor fi împreună cu noi pentru o lună de zile. Ne rugăm ca Domnul să-i folosească și Domnul să-i binecuvinteze la timpul potrivit. Săptămâna viitoare o să îi cunoașteți. Fratele slujește și ei ca și familie s-au mutat din Italia în Iran, unde slujesc ca și misionar, și ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze și să-i întărească. Ne bucurăm ca să fim împreună. Haideți în continuare să rămânem într-un duc de rugăciune. Grupul Tabor va cânta două cântări. La ultima cântare o să facem și coleta din această dupămasă, după care fratele pastor Adi Stupar va vorbi din cuvântul Domnului. Ne rugăm ca Domnul să-i dea cuvânt și noi, Domnul, să ne dea inimi deschise și numele Domnului să fie lăudat. Amin. Slăviți să fie Domnul. Cântarea pe care vrem să o cântăm începe și spune: Doamne, îmi pari îndepărtat. Și adevărat este că de multe ori poate ni se pare că Domnul este îndepărtat și că nu ne ascultă. Însă cântarea continuă și zice: însă harul ce-l primesc îmi schimbă inima. Și vrea să scoată în evidență faptul că de multe ori parcă nu ne simțim ascultați, dar nu trebuie să ne lăsăm conduși de simțurile acestea, care nu vin din partea Domnului, ci din partea celor rău, ci trebuie să ne lăsăm conduși de credință. Amin. De credință care vine din cuvântul Domnului, din credința care ne întărește și ne dă putere să trecem peste orice situație. Deci haideți să ne închinăm împreună și la refren să zicem cu toții: voi cânta, te voi lăuda chiar și în ceasul cel mai rău, prin durere și prin greu. Doamne, eu tot te voi lăuda și tot voi rămâne la dispoziția Ta. Haideți să ne închinăm împreună. Amin. Plăcesc.
am să mă încred, știind că ai murit să mă salvezi. Dar nu știu ce să mai spun și nu știu înaintea, însă harul ce primesc îmi schimbă inima. Voi cânta, te voi lăuda, chiar în ceasul cel mai rău, prin durere și prin greu. Voi cânta, te voi lăuda, mâinile le-am ridicat, fiindcă ești adevărat. Voi cânta, cel mai rău, prin durere și prin greu, voi cânta, te voi lăuda. Mâinile le-am ridicat, fiindcă ești adevărat. Voi cânta, te voi lăuda, chiar în ceasul cel mai rău, prin durere și prin greu, voi cânta, te voi lăuda. Mâinile le-am ridicat, fiindcă ești adevărat. Voi cânta, voi cânta, voi cânta. Slăviți să fie Domnul. Următoarea cântare pe care am vrea să o cântăm, am vrea să o cântăm cu toții ridicați în picioare. Și hai să venim să ne închinăm Domnului cu darul nostru de bunăvoie. Și prin această cântare care zice: Doamne, nu mă lepăda de la fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou, statornic, Dumnezeule. Mântuirii Tale, umple-mă cu Duhul Tău ce Sfânt. Nu mă lepăda de la fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău ce Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria Tale, umple-mă cu Duhul Tău ce Sfânt. Zidește în mine iubirea Ta, măreață, Dumnezeule, și pune în mine un cuget nou. Statornic, Dumnezeule, nu mă lepăda de la fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău.
Hai, toți împreună. Nu mă lepădă de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău ce sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Umple-mă cu Duhul tău ce sfânt. Umple-mă cu Duhul tău ce sfânt. Frați și surori, deschidem din nou cuvântul Domnului, de data aceasta în Vechiul Testament, la Cartea Întâi Împărați, capitolul 17. Vom citi începând cu versetul 8 și până la versetul 16. Este un pasaj biblic foarte cunoscut, din care cred că de fiecare dată Dumnezeu are ceva proaspăt, actual și personal să ne vorbească, pentru că este cuvântul Domnului. Întâi Împărați, 17, versetul 8. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel lui Ilie: scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis: du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis: adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și ea a răspuns: viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu, vom mânca și apoi vom muri. Ilie a zis: nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Numai pregătește-mi întâi mie cu un de lemnul și făina aceea, o mică turtă, și adu-mi-o. Pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: făina din oală nu va scădea și un de lemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și un de lemnul din ulcior nu s-a împuținat după cuvântul pe care îl rostise Domnul prin Ilie. Amin. Vă invit să vă reașezați.
Mă bucur să vă revăd după câteva luni de zile, când am fost împreună la dumneavoastră cu grupul de tineri și am avut o experiență deosebit de frumoasă, cu o manifestare specială a prezenței Domnului aici la dumneavoastră și pe sectorul de slujire pe care îl deserviți ca biserică. Mă bucur să fim împreună în această după-masă, la părtășie, într-o vreme, sigur, diferită, puțin, în ceea ce privește condițiile în care ne putem întâlni la părtășie, dar dincolo de condițiile acestea, ceea ce nu s-a schimbat este Dumnezeul nostru care e prezent în locul acesta. Prezența Lui nu este condiționată de, știu eu, bolile care bântuie, de virusurile care sunt, eu știu, mai mult sau mai puțin într-o perioadă sau în alta. Prezența Domnului nu este împiedicată de măsurile pe care oamenii le dau, ci prezența Domnului este acolo unde credincioșii se adună în numele Lui, cu inima deschisă și cu dorința de a avea părtășie cu Domnul, iar noi am venit cu inima deschisă, cu credință, cu dorință să ne întâlnim cu Domnul în locul acesta și cred din toată inima că Domnul este prezent să ne binecuvinteze. Dragii mei, mă bucur de faptul că lucrarea Domnului aici nu a avut de suferit în perioada aceasta și dragostea pentru Dumnezeu, a credincioșilor, a dumneavoastră, este la fel de mare. M-am bucurat să aud de faptul că duminică veți avea o sărbătoare, un botez nou testamentar și este o mare bucurie să vedem că chiar și în vremea aceasta, în starea de alertă, nu, cum este ea dată, Dumnezeu continuă să mântuiască suflete. Într-o vreme în care oamenii se tem pentru viața lor, într-o vreme în care oamenii se tem pentru serviciile lor, într-o vreme în care oamenii sunt îngrijorați, mulți oameni sunt îngrijorați, într-o vreme în care realmente sunt dificultăți în mai multe domenii ale vieții, începând cu cel medical și continuând spre cel material, într-o vreme de felul acesta Dumnezeu continuă să-și facă lucrarea. Și lucrarea cea mai importantă pe care Dumnezeu o face este mântuirea sufletelor oamenilor. Slavă Domnului pentru această lucrare, slavă Domnului! Preaibiților, în această după-masă aș vrea să ne uităm la acest cuvânt al lui Dumnezeu, așa cum spuneam, este un cuvânt extrem de cunoscut, una dintre narațiunile Vechiului Testament, în care este prezentată o minune pe care Dumnezeu a făcut-o prin Ilie, cu Ilie, cu văduva aceasta din Sarepta. Și pasajul acesta este plin de învățături pe care noi, ca și copiii lui Dumnezeu, le putem extrage, le putem asimila, le putem practica, sigur, apoi în viața noastră. Și din multele învățături, din multele adevăruri pe care acest cuvânt al lui Dumnezeu le pune înaintea noastră, în această seară aș vrea să ne uităm la modul extrem de complex în care Dumnezeu lucrează. Oamenii au încercat să-L pună pe Dumnezeu în cutiuța religiei sau a confesiunii pe care au înființat-o și pe care au organizat-o și sunt oameni care spun că Dumnezeu lucrează numai în anumite condiții. Spun că Dumnezeu lucrează numai într-un anumit fel. Și probabil că ați auzit și dumneavoastră de multe ori vorbindu-se despre faptul că Dumnezeu lucrează conform tradiției pe care unii oameni o au și întotdeauna spun condițiile ca Dumnezeu să lucreze sunt cele pe care noi le stabilim și cutiuțele acestea în care oamenii încearcă să-L așeze pe Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu uneori îi împiedică pe oameni să aibă acces la Dumnezeu și la modul de lucrare pe care Dumnezeu alege să-L folosească. Pentru că Scriptura ne arată că Dumnezeu este suveran în toate lucrurile pe care le face. Slăvit să fie numele Lui! Dumnezeu alege cum să lucreze, alege când să lucreze, Dumnezeu alege cu cine să lucreze și de multe ori Dumnezeu ne surprinde prin modul în care lucrează, nu-i așa? Mesajul din această seară l-am intitulat Paradoxul modului de lucrare a lui Dumnezeu.
Pentru că Dumnezeu lucrează paradoxal, nu? Spunem, domnule, nu pot înțelege cum de Dumnezeu a ales să lucreze în modul acesta, în felul acesta și cum de Dumnezeu a ales să-și exercite puterea în modul în care a făcut-o. Ne surprinde Dumnezeu de multe ori, nu-i așa? Ne surprinde să vedem cum Dumnezeu alege modalitatea de lucrare. Ne surprinde să vedem cum Dumnezeu alege oamenii pe care se implice în lucrarea Lui și uneori folosește un copil, alteori folosește un om învățat, școlat, educat, cu teologie, la activ, alteori folosește un om fără școală, uneori Dumnezeu folosește un om cunoscut în societatea din care face parte, alteori Dumnezeu folosește un anonim și modul de lucrare a lui Dumnezeu este surprinzător, paradoxal, am spune. Ei, pasajul din această după masă este un pasaj care ne arată modul sau modurile în care Dumnezeu lucrează, pentru că vom vedea trei momente și trei moduri în care Dumnezeu lucrează și vom vedea specificul acesta neașteptat al modului de lucrare pe care Dumnezeu îl folosește în viața oamenilor. Preoților, ceea ce surprinde uneori când vorbim despre Dumnezeu și despre modul lui de lucrare. Dar înainte de a intra și a prezenta aceste trei lucruri pe care cu ajutorul Domnului aș dori să le ținem minte pentru a fi pregătiți să vedem și să participăm la lucrarea lui Dumnezeu, de ce spun asta? Pentru că atunci când Dumnezeu lucrează, omul trebuie să fie deschis să accepte modul de lucrare pe care Dumnezeu îl alege. Sunt în Scriptură exemple de oameni care datorită tiparelor pe care le aveau stabilite ale modului de lucrare a lui Dumnezeu, au riscat să piardă intervenția lui Dumnezeu. Au riscat să piardă binecuvântările lui Dumnezeu și unii chiar le-au pierdut. Dar unul dintre cei care era cât pe aici să piardă o intervenție supranaturală în viața lui din cauza tiparului pe care l-avea în minte este în Vechiul Testament un om important în țara lui cu numele Naaman Sirianul. Ei, omul acesta a fost cât pe aici să piardă vindecarea miraculoasă de care în cele din urmă a avut parte. Pentru că a zis el, eu credeam că lucrurile se vor întâmpla altfel. Eu credeam că omul lui Dumnezeu va veni afară, va chema numele Dumnezeului lui peste mine, își va pune mâna peste mine, va face o anumită procedură. Și era gata din cauza tiparului de gândire și a modul în care el credea că se va întâmpla acea minune, era gata să piardă intervenția lui Dumnezeu. Și nu-i mai trist decât să vezi oameni care sunt aproape de momentul în care Dumnezeu vrea să lucreze și din cauza tiparului lor de gândire să piardă intervenția lui Dumnezeu. Nu-i nimic mai trist. Oamenii în dreptul cărora Dumnezeu scrie mântuire și din cauza modului lor de gândire, din cauza tiparului lor, spun din nou și o să folosesc de multe ori cuvântul acesta pentru a înțelege cât de periculoase sunt tiparele noastre de gândire în care încercăm să-L punem pe Dumnezeu și să-L limităm. Din cauza tiparului de gândire s-a ajuns să pierzi binecuvântarea lui Dumnezeu, s-a ajuns să pierzi răspunsul lui Dumnezeu, să ajungi să treci pe lângă minunea pe care Dumnezeu vrea să o facă în viața ta. Asta este o tristețe de-a dreptul. Oamenii în dreptul cărora Dumnezeu scrie soluție, rezolvare, mântuire, răspuns și din cauza tiparului de gândire în care încearcă să îl îndese pe Dumnezeu, să piardă această oportunitate. Deci, preobiților, cred că cuvântul acesta al Domnului este menit în această dupămasă să ne ajute să ne ferim de această atitudine. Să nu fim noi oamenii care să-L punem pe Dumnezeu în tiparele noastre, în tiparele obișnuinței noastre, în tiparele tradiției noastre, în formele pe care noi le socotim potrivite, ci întotdeauna să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze cum vrea El. Dumnezeu să ne ajute la asta. Dacă avem această atitudine, dacă avem acest comportament, Dumnezeu poate să lucreze cum dorește El.
Și asta este chemarea și mesajul acestui pasaj pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această seară. Vă mărturisesc că am stat în cumpănă și Robert chiar m-a sunat și m-a întrebat care o să fie titlul mesajului, dar nu știam care să fie titlul mesajului, însă în această dupămasă eu cred și sunt convins de lucrul acesta, că Dumnezeu vrea să ne aducă aminte tuturor de faptul că noi trebuie să avem disponibilitatea să acceptăm modul de lucrare pe care Dumnezeu l-are pregătit pentru noi, să acceptăm condițiile în care Dumnezeu lucrează și să nu fim oamenii care să-L limiteze și să-L blocheze pe Dumnezeu din lucrarea pe care vrea să o facă, pentru că îl așezăm în tiparele noastre. Primul lucru pe care vreau să-l observăm aici, paradoxal, Dumnezeu poate să facă toate lucrurile singur, nu-i așa? Dar alege să lucreze cu oamenii. Alege să lucreze cu oamenii. Uitați-vă în pasajul acesta. Dumnezeu îi vorbește lui Ilie și spune așa: Ilie, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Și auziți, iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. De ce oare a găsit Dumnezeu soluția aceasta pentru Ilie? Pentru că Dumnezeu avea resurse extraordinare pentru Ilie, pe care le și accesează la un moment dat și pe care Ilie ajunge să le experimenteze, și sunt lucruri extraordinare în momentul în care pe Ilie ajung să-l hrănească corbii. Și iată că Dumnezeu are pentru el în momentele acestea soluția aceasta. Gândiți-vă, dacă Ilie ar fi zis: Doamne, Tu ești un Dumnezeu atotputernic, Tu n-ai nevoie de nimeni, Tu poți să faci orice lucrare vrei fără să ai trebuință de oameni pentru orice lucrare dorești, de ce mă trimiți la văduva aceasta într-o vreme de secetă și de foamete? Tu mă trimiți la o văduvă. Ar fi putut să spună: Doamne, dar e rușinos să-mi dai soluția asta. Pentru mine ca bărbat, sănătos, în putere, care poate munci, să mă trimiți la o văduvă să-mi dea de mâncare și într-o vreme de criză. Dar Ilie n-a zis așa. Poate așa îmi spune noi, cei care încercăm să limităm pe Dumnezeu și ni se pare că e rușinoasă soluția lui Dumnezeu. Așa zice și Naaman. Păi eu care sunt prim-ministru sau ministru de război, cum era el acolo în țara lui, nu? El care avea grade, el care era un om important în țara lui și probabil că atunci când trecea pe stradă cu o paradă militară, toți îi dădea onoruri lui Naaman. Și Naaman a socotit că e rușinos ceea ce îi se întâmplă și că soluția pe care Dumnezeu a găsit-o prin slujitorul său este neadecvată pentru el. Dar, preobiților, oamenii care îl judecă pe Dumnezeu din perspectiva rușinii pe care oamenii o au, din cauza mândriei, s-ar putea să piardă binecuvântarea lui Dumnezeu, s-ar putea să piardă răspunsul lui Dumnezeu. Am întâlnit oameni pe care Dumnezeu i-a chemat la mântuire și a zis: vreau să-ți vorbesc, vreau să te mântuiesc, vreau să-ți restaurez viața, vreau să te eliberez, vreau să îți răspund la rugăciunile pe care le-ai făcut când și-au adus problemele înaintea Domnului și-au căutat soluția la Dumnezeu, și Dumnezeu a zis: du-te la biserica aceea evanghelică de pocăiți unde am soluția pregătită pentru tine. Și omul a zis: Doamne, chiar acolo? Chiar la ăia? Chiar la cei despre care vorbește tot satul, că ăștia sunt oameni care sunt ultimii oameni din sat? Chiar la ăia mă trimiți tu să mă duc? Și li s-a părut rușinos. Dar vedeți, tiparele de gândire pe care oamenii le au, uneori îl împiedică pe Dumnezeu să lucreze așa cum vrea El. Și din nou spun, e atât de trist, oameni pentru care Dumnezeu a pregătit izbăvirea, din cauza modului lor de gândire, să piardă izbăvirea. Dumnezeu să ne păzească, Dumnezeu să ne cerceteze în această seară cu acest cuvânt al Său și să înțelegem, prea iubiților, că nu noi decidem cum lucrează Dumnezeu,
ci Dumnezeu decide, pentru că El este suveran, întotdeauna cum vrea să lucreze, iar noi trebuie să fim deschiși, să acceptăm modul de lucrare a lui Dumnezeu. E atât de frumos să vezi când Dumnezeu alege oameni pe care îi folosește în lucrare, oameni de la care nu te aștepți ca să fie capabili, înzestrați de Dumnezeu, de lucrarea, pentru lucrarea pe care o fac, și te uiți cu atâta uimire. Și îmi aduc aminte în această privință, fostul păstor, păstor în vârstă, fratele Leontiuc, 94 de ani, încă în putere, predică, conduce și conduce foarte bine mormântările. Și pe lângă mormântări conduce și mașina la 94 de ani. M-am și mirat că i-au prelungit permisul la vârsta lui, dar în sfârșit l-au prelungit, este sănătos. Ei, acest păstor avea o vorbă. Avea în biserică de două ori pe an serbarea copiilor. Și acum, de regulă, la serbarea copiilor e destul de complicat, pentru că ei au poezii nenumărate, cântecelele alea lor, și două ore de program al copiilor treceau așa de greu duminică dimineața. Dar fratele Leontiuc, după ce se termina slujirea copiilor, cu poezioare pe care le mai încurcau, cu cântecele care sunau cum sunau, pentru că știți, când îți copiii micuți așa, fac și ei ce pot la nivelul lor. Și când se termina slujirea copiilor, se ridica păstorul și spunea: fraților și surorilor, ce-i pasă florii cine o udă? Că-i un copil, că-i un adult. Zice, ea se bucură că își primește apa de care are nevoie. La fel și noi, zice, ce ne pasă prin cine Dumnezeu vrea să ne slujească? Noi avem nevoie de slujirea lui Dumnezeu, avem nevoie de hrană spirituală, avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească, și dacă o face printr-un copil, dacă o face printr-un adult sau printr-un frate sau o soră mai în vârstă, Dumnezeu alege prin cine vrea să ne slujească, iar noi trebuie să avem inima deschisă. Și zic, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, pentru că noi ca oameni ne uităm la Cel ce ne slujește și ne întrebăm, oare cine predică în seara asta? Nu? Cam asta e întrebarea. Cine vine să predice? Și dacă numele este cu rezonanță, dacă avem încredere în Cel care am ascultat predici frumoase din partea acelui slujitor, ne grăbim să venim, să ajungem la timp, ne grăbim să fim prezenți, iar dacă numele este mai puțin cunoscut sau dacă n-am auzit predici așa inspirate prin respectivul slujitor, atunci poate spunem, domnule, nu mă duc astăzi, las că mă duc duminica viitoare și așa mai departe, așa gândim noi. Însă, dragii mei, când Dumnezeu alege să lucreze prin oameni, noi întotdeauna să vedem, în spate este lucrarea lui Dumnezeu, în spate este Dumnezeu care ne vorbește, în spatele omului este Dumnezeu care are ceva de spus și de făcut. De aceea, dragii mei, întotdeauna să fim oamenii care gândesc din această perspectivă. Dumnezeu poate să facă totul singur, dar alege să lucreze cu oameni. Și vreau să vă mai spun ceva, nimeni nu este prea puțin valoros în ochii lui Dumnezeu ca Dumnezeu să nu-L implice în lucrarea Lui. Aceea este important să fim disponibili ca Dumnezeu să lucreze cu noi și prin noi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Este un paradox! Un paradox al modului de lucrare a lui Dumnezeu. Să poți să faci totul singur și să alegi să lucrezi cu oameni, cu oamenii la care nici nu se așteaptă unii ca Dumnezeu să lucreze. Dar așa lucrează Dumnezeu, iar noi trebuie să fim deschiși să acceptăm modalitatea de lucrare a Domnului. Al doilea lucru, găsesc uitându-mă aici în cuvântul Domnului, faptul că Dumnezeu are la dispoziția Lui resurse extraordinare, nu-i așa? Foarte multe. Dumnezeu are toate resursele din lumea asta la îndemâna Lui. Dumnezeu știe unde e ascuns aurul în pământ, Dumnezeu știe unde sunt banii puși la naftalină pentru zile negre, Dumnezeu știe unde sunt cele mai importante resurse, nu? Așa spunea cineva, zice, Dumnezeu are foarte mulți bani, numai problema e că îi ține în buzunarele oamenilor. Și uneori oamenii închid fermoarul și atunci e un pic de problemă. Dar trecând peste asta, Dumnezeu are la dispoziția Lui toate resursele care există în universul acesta. Și în mod paradoxal, alege să lucreze cu puțin. Paradoxal. Îi spune lui Ilie, Ilie, du-te acolo la văduva asta, i-am poruncit să te hrănească, și în momentul în care Ilie întâlnește această femeie, paradoxal,
un Dumnezeu atât de bogat, un Dumnezeu cu resurse nelimitate, îl trimite pe Ilie la femeia aceasta și femeia aceasta, când Ilie o întâlnește, îi spune: auzi, du-te, te rog, și adu-mi o bucată de pâine. Și femeia asta îi spune: viu este Domnul Dumnezeul tău, n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Atât de puțin? Dumnezeul cu resurse nelimitate îl trimite pe Ilie la puțin? Preoților, e atât de neobișnuit modul în care Dumnezeu lucrează. Cu atât mai mult noi trebuie să fim disponibili și să fim deschiși, să acceptăm modul de lucrare a lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu puțin. Ne aducem aminte de lucrarea aceea pe care, de înmulțirea pâinilor pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o. 5 pâinișoare și 2 pești, cu care Hristos a hrănit mulțimea aceea, miile acelea de oameni, și nu odată, ci din nou, a doua oară. Și a lucrat Domnul Iisus Hristos în modul acesta și de fiecare dată cu puține resurse. Îmi povestea o soră în vârstă care a murit la noi la Timișoara, acolo, în vârstă fiind, și am ajuns, am vizitat-o, eu eram adolescent pe vremea aceea. Și ne povestea, ne lua pe lângă ea și ne povestea experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu. Și ne spune într-o zi: copii, zice, eu am experimentat minunea aceea despre care vorbește Biblia, înmulțirea mâncării. Și ne povestește cum într-o duminică soțul ei, care îi mai făcea surprize de genul ăsta, s-a nimerit, știți că înainte, pe vremea vechiului regim, când umblau credincioșii, grupurile de misiune într-o parte în alta, nu era ca acum anunțat pe Facebook, se știa, biserica se pregătea, avem musafiri, vine grupul cu tare, nu mai apăreau. Te trezeai cu ei la ușa bisericii, intrau în slujire, în sfârșit era bucurie, părtășie, și la sfârșitul acelei duminici, soțul sorei noastre vine acasă cu 17 persoane. Când au văzut sora, 17 persoane, un grup de tineri care venise în slujire la ei, când a ajuns acasă, aveau și ei vreo 5 copii, mâncarea era pregătită cam pentru 7 guri acolo, și apar pe lângă cele 7 guri încă 17 de hrănit. S-a uitat la soțul ei, ar fi vrut să zică ceva, dar credincioasă și așa fiind, n-a zis nimica, s-a dus în bucătărie, a luat mâncarea, oala aceea cu ciorbă, și a făcut o rugăciune, o femeie simplă, fără daruri supranaturale pe care să le fi avut. Și femeia aceasta simplă din biserică s-a rugat și a zis: Doamne, te rog să binecuvintez mâncarea asta, e atâta cât este, eu n-am mai multă, te rog să o binecuvintezi tu și să o faci să fie îndestulătoare. Și a zis, după ce m-am rugat, am început să pun cu polonicul în farfurii. Și am pus în fiecare farfurie și am umplut, zice, 17 farfurii pentru musafiri. Zice, mi-am dat seama că e imposibil. Pentru că oala aceea era mâncare, era pregătită pentru persoanele care mâncau de obicei. Și când m-am uitat în oală, zicea ea, încă mai era ciorbă. Am luat și celelalte farfurii pentru copii, 5, zicea ea, și am pus și în ele. Le-am umplut și pe alea. Și atunci am înțeles că Dumnezeu a făcut o minune. Vezi, preubiții mei, ce înseamnă omul care este disponibil ca Dumnezeu să lucreze cu el și prin el? Ce înseamnă omul care crede, îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt? Ce înseamnă omul care cu simplitate? Știți că noi de multe ori complicăm lucrurile. Noi ne gândim, Dumnezeu trebuie să facă așa sau altfel, Dumnezeu trebuie să răspundă, să auzim o voce care să ne spună, roagă-te pentru ciorba asta să se înmulțească, îți promit că se va înmulți. Câte tipare nu avem noi în mintea noastră de gândire, câte șabloane nu avem noi în mintea noastră, nu-i așa? După cum am auzit că s-a întâmplat în cutare loc, s-a întâmplat pe dincolo, cam așa lucrează Dumnezeu, cam așa trebuie să facem, cam asta e formula, cam asta e procedura. Și în momentul în care gândim așa și ne comportăm așa, s-ar putea
Să încercăm să limităm pe Dumnezeu, să-L punem în cutiuța noastră, dar omul sincer și curat înaintea lui Dumnezeu, omul care crede și care se raportează la Dumnezeu fără prea multe complicații în gândire, este omul care zice, scrie în Biblie că trebuie să facem asta, scrie, cred, se roagă, stă înaintea Domnului și Dumnezeu lucrează. Doamne, dă-ne credința aceasta! E atât de important să avem o astfel de credință care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu și în felul acesta putem să experimentăm lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Și iată, o femeie simplă, o femeie simplă din adunare, care a zis, am experimentat minunia despre care cuvântul Domnului spune cu înmulțirea mâncării. O experiență extraordinară. Dumnezeu să lucreze și în viața noastră. Pentru asta e nevoie de credință și de îndrăzneală, dragii mei. Paradoxul modului de lucrare a lui Dumnezeu este asta. El are toate resursele și trimite 17 guri de hrănit la o femeie care are o oală de ciorbă pentru 7 porții. Așa lucrează Dumnezeu. Deci, dragii mei, când ne uităm în viața noastră, nimeni n-are voie să spună eu am prea puțin, eu n-am așa multe resurse, pentru că modul în care Dumnezeu lucrează este, iată, modul ăsta. Deși are resurse nelimitate la dispoziție, Dumnezeu lucrează cu puțin. Dă-mi voie să te întreb ceva în această seară. Ai puțin în viața ta? Ai ceva acolo, puțin, din ceea ce Dumnezeu a pus în tine? Ai puțină credință? Ai o voce cu care poți să-L auzi pe Dumnezeu și spui, domnule, eu nu am așa voce bună, dar am acolo ceva. Ei, acel ceva cât de puțin în mâna lui Dumnezeu este un lucru important prin care Dumnezeu își face lucrarea. Așa trebuie să gândim. Nu cumva să așteptăm să spunem, Doamne, pe mine să mă umpli de credință, pe mine să mă umpli cu daruri și atunci o să încep să lucrez și eu, atunci o să fac și eu ceea ce trebuie sau ceea ce fac alții. Nu cumva să gândim în modul acesta, dacă ai ceva puțin acolo și te vezi sărac și săracă în ceea ce privește lucruri materiale sau spirituale și spui, pentru mine nu cred că Dumnezeu are ceva important de făcut. Dacă ai puțin, Dumnezeu este specialist să ia puținul tău în mâna Lui și în mâna Lui devine o mare binecuvântare. Dumnezeu să ne ajute să gândim așa și astfel să fim disponibili înaintea Lui cu puținul pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Când noi îl dăm Domnului și îl punem pe altarul slujirii, Dumnezeu îl binecuvintează, se întâmplă lucruri extraordinare și în modul acesta apoi Dumnezeu își proslăvește numele și poate să-și facă lucrarea și să mai întâmple ceva. Noi avem experiență extraordinare, începem de acolo și mergem tot mai sus în experiențele noastre cu Dumnezeu și avem o viață bogată în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu. Ce ai și încă n-ai pus la dispoziția Domnului? Acel puțin pe care poate te uiți la el și spui, ce să facă Dumnezeu cu puținul meu? Poate ai o vorbă bună și spui, e prea puțin, pe care însă trebuie să o oferi în numele Domnului și nu știi pe cine vei ridica prin vorba bună pe care o spui. Tu zici, prea puțin, e prea puțin, aș vrea să vorbesc în limbi, aș vrea să tălmăcesc limbile, aș vrea să am un dar extraordinar, dar Dumnezeu ți-a dat un glas blând pe care folosește-l pentru slava lui Dumnezeu și nu zic că e puțin. Pentru că Dumnezeu puținul tău îl binecuvintează și este o mare bogăție atunci când punem în mâna Domnului puținul nostru. Așa lucrează Dumnezeu. Ăsta e modul în care Dumnezeu lucrează. Și poți să întâlnești în adunare oameni care spun, eu sunt mic, neînsemnat, cu puține resurse în viața mea, pe care însă Dumnezeu le folosește într-un mod extraordinar. Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de oameni. Oameni care puținul lor îl pun în mâna lui Dumnezeu, oameni care sunt deschiși ca Dumnezeu să lucreze cu resurse puține, chiar dacă El are resurse interminabile la dispoziția Lui. Dumnezeu să ne ajute să gândim, să trăim așa și să nu limităm niciodată pe Dumnezeu în lucrarea pe care o face. Al treilea lucru, un alt mod paradoxal de lucrarea lui Dumnezeu. Preobiților, Dumnezeu poate să facă totul la clipeala ochiului, nu-i așa? Dumnezeu poruncește, spune Biblia, și se face. La cuvântul lui Dumnezeu s-a creat tot ceea ce există. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină.
Dumnezeu a zis să mișune mările de pești și au mișunat mările de pești. La cuvântul lui Dumnezeu se întâmplă lucruri extraordinare și noi vedem de multe ori cuvântul lui Dumnezeu la lucru făcând minuni în viața oamenilor. Stăteam de vorbă zilele trecute cu fratele Darius când a fost la noi la Timișoara, de fapt la Dumbrăvița, la biserică, și din nou am experimentat, încă o dată era cea mai proaspătă experiență pe care am avut-o, puterea cuvântului lui Dumnezeu. O tânără care a ajuns în depresie. Nu mai putea să doarmă noaptea, nu mai avea liniște, avusese o relație de prietenie de la 15 ani cu un băiat de 22 de ani. Om din afara bisericii, în sfârșit cu alte valori, cu altă viață, iar ea, adolescentă, așa cum se întâmplă uneori la vârsta asta în care încep să zboare fluturii și zboară unde nu trebuie, așa, a intrat în relația asta, în cele din urmă, la 22 de ani, sigur că nu s-a uitat la 15 ani acolo, o stat cât o stat, câteva luni de zile și după aia, în sfârșit, au avut o altă relație, au rămas cu buza umflată și supărată, tristă, depresie, nopți nedormite, muzică din asta de tăiat vene și au ajuns în situația asta. Cineva i-a spus că ar putea să ceară ajutor în situația ei. Și ne-a contactat, a stat un pic de vorbă cu ea și din nou am fost uimit. Dragii mei, oamenii nu fac minuni. Oamenii nu fac minuni. Oamenii nu eliberează pe nimeni. Cel care face minuni este Dumnezeu, slăvit să fie în numele Lui. Dumnezeu dă eliberare și astăzi. Dumnezeu ridică din depresie și astăzi. Și preabiților, stând de vorbă cu tânăra asta, 20 de minute, nu trebuie mai mult, la telefon, 20 de minute. Știți ce am făcut? I-am spus, uite ce zice Biblia, ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Și i-am spus un adevăr potrivit cu situația încă prin care ea trecea, i-am spus al doilea adevăr din Biblie, al treilea adevăr, vreo 5 sau 6, pentru că m-am oprit la viața ei și am spus, uite-te, aici a fost problema în viața ta, uite ce spune Dumnezeu despre asta, crezi lucrul ăsta? Și a zis, cred. M-am dus mai departe la al doilea adevăr și am spus, uite, pentru situația asta a doua, cuvântul lui Dumnezeu este ăsta, îl crezi? Și a zis, îl cred. 5 sau 6. După ce am spus adevărul, le-am zis, uite care e problema. Acum, tu trebuie să te rogi și să-i spui Domnului, Doamne, mă pocăiesc și îmi pare rău pentru prostia care am făcut. Te-am spus să n-ai milă de tine, să nu fii blândă cu tine, spui, a fost o greșeală, a fost un accident, nu. Să-i spui Domnului, Doamne, am făcut o prostie, m-am băgat într-o relație nepotrivită, cu omul nepotrivit, în momentul nepotrivit, că vârsta de 15 ani nu-i pentru relații de prietenie, ci pentru școală, pentru învățat, pentru slujit și multe alte lucruri, dar nu pentru relații de prietenie, de felul ăsta. Să te rogi Domnului să te pocăiești, să promiți Domnului că schimbi viața și atitudinea, să rogi pe Domnul să schimbe stările pe care tu le ai. Zic, mă rog și eu pentru tine, roagă-te și de seară îmi spui ce s-a întâmplat în viața ta. Și seara primesc un mesaj. Zice, frate Adi, simt prezența Domnului într-un mod extraordinar în viața mea. Dumnezeu m-a eliberat, zice. Nu mai sunt în starea în care am fost. Cine face lucrul ăsta? Este cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul lui Dumnezeu. Diavolul întotdeauna îi minte pe oameni. Îi minte că pentru ei s-a terminat, îi minte că pentru ei nu mai este nicio șansă, îi minte că nimănui nu-i mai pasă de ei și multe alte minciuni pe care diavolul le pune înaintea oamenilor. Dar adevărul lui Dumnezeu este cel ce eliberează și astăzi. Binecuvântat să fie Domnul pentru asta. Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Ăsta este adevărul pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru noi în cuvântul Scripturii. Câtă vreme oamenii cred minciuna diavolului, sunt duși tot mai departe, în fundul gropii în care au ajuns, tot mai adânc, tot mai departe de rezolvarea problemelor lor, oricât ar încerca cu terapii, cu medicamente, cu tot felul de soluții omenești, însă când lasă să intre adevărul lui Dumnezeu în viața lor, în mintea lor, începe să se producă transformarea. Așa lucrează Dumnezeu. Prebiților, Dumnezeu poate să facă totul la clipeala ocului prin cuvântul Său. Dar știți ce văd paradoxal aici? Dumnezeu lucrează cu promisiuni. Paradoxal.
Și știți de ce lucrează Dumnezeu cu promisiuni, deși ar putea să facă totul la clipeală ochiului? Iată, Ilie îi spune femeia acesteia, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Făina din oală nu va scădea și unde lemnul din ulcior nu se va împuțina, până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Știți de ce? Pentru că atunci când lucrează cu promisiuni Dumnezeu, are nevoie de credința ta și de credința mea. Atunci când ai parte de o promisiune a lui Dumnezeu, trebuie să crezi. Fără credință noi nu putem vedea intervenția lui Dumnezeu în viața noastră. Fără credință noi nu putem experimenta lucrarea lui Dumnezeu. Noi trebuie să credem. Și când Dumnezeu vine și ne face o promisiune, Dumnezeu așteaptă ca noi să credem. Dumnezeu să ne mărească credința în această seară. Avem nevoie să credem promisiunile Domnului. Oamenii cred atât de multe lucruri și în perioada aceasta, în vremea aceasta, s-au spus atâtea lucruri pe care oamenii au ajuns să le creadă. Unii cred într-un fel, alții cred în altfel. Unii cred că virusul există, alții cred că virusul nu există. Unii cred că l-au făcut chinezii și l-au dat intenționat în lume, alții cred că au fost scăpat, în sfârșit, povești de tot felul și tot felul de teorii ale conspirației. Prea iubiților, nu aceste lucruri trebuie să ne preocupe pe noi și nu aici trebuie să ne exercităm noi credința, ci credința noastră trebuie să se bazeze pe promisiunile Domnului. Atunci vedem lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră, când credem promisiunile lui Dumnezeu și Dumnezeu a promis că va fi cu noi în fiecare zi. Slăvit să fie numele Lui. Mai crezi tu asta? Acum când ai probleme de ordin financiar, mai crezi că binecuvântarea ta este în mâna lui Dumnezeu? Acum când oamenii încep să se clatine și toată ordinea pe care au creat-o și sistemul pe care l-au creat începe să se clatine, mai crezi tu că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor? Dumnezeu să ne mărească credința. Acum când descoperi că sănătatea s-ar putea oricând, te vedea un om sănătos, te vedea un om care n-a avut nevoie de doctor până acum niciodată și descoperi cu surpriză că o mică particulă de virus poate intra în organismul tău și se poate termina. Mai crezi tu că Dumnezeu ține sănătatea ta în mâna Lui? Dumnezeu așteaptă credință de la noi. De aceea El lucrează cu promisiuni. Preoților, în această seară aș vrea fiecare dintre noi să ne gândim foarte serios la faptul că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Că nu știm ce ne așteaptă în ziua de mâine. Urmează un botez în apă în locul acesta. Poate de mulți a vorbit Dumnezeu și încă nu te-ai decis pentru El. Vreau să spun că este seara în care Dumnezeu îți spune din nou, n-ai vrea să faci o schimbare în viața ta? N-ai vrea să te întorci la mine? Este chemarea lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu, slujim un Dumnezeu care lucrează într-un mod extraordinar. Un Dumnezeu care trece dincolo de gândirea noastră, dincolo de șabloanele noastre, dincolo de tiparele în care noi îl încercăm să-l îndesăm pe Dumnezeu, dincolo de ceea ce spun oamenii, dincolo de ceea ce au spus strămoșii noștri, dincolo de ceea ce au experimentat unii sau alții, dincolo de toate acestea, Dumnezeul nostru este suveran, binecuvântat să fie în numele Lui. El ține toate lucrurile în mâna Lui. El este Cel care ține lumea în echilibru. El este Cel ce pune stabilă răului. El este Cel ce blochează expansiunea răului. Dar Dumnezeu este interesat de viața ta și de viața mea. Dumnezeul acesta mare și minunat este interesat de o relație cu tine și cu mine. Ce minunat! E atât de ciudat că oamenii fug de Dumnezeu. Ne uităm în grădina Edenului unde Adam și Eva au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Și în loc să se întoarcă la Dumnezeu, s-au ascuns printre pomii din grădină. Iar Cel care i-a căutat a fost Dumnezeu. Mergând prin grădină, l-a strigat și a zis, unde ești, Adame? Poate că în această seară Dumnezeu te strigă și pe tine. Nu știu cum te cheamă, nu vă cunosc pe majoritatea dintre dumneavoastră, dar vreau să vă spun ceva, Dumnezeu ne cunoaște pe toți. N-ai auzit chemarea lui Dumnezeu până acum? Oamenii spun, am avut noroc, Domnule, m-am descurcat, am reușit să scap și din încurcătura aia și din cealaltă, Domnule, sunt bun. Așa am pe cineva la Giroc unde locuiesc, un tânăr care a încheiat legământ cu Domnul și apoi mirajul vieții acesteia l-a atras.
a început să lucreze, să facă bani, s-a asociat cu oameni foarte bogați de acolo din comuna unde locuim, patron de restaurante, dezvoltatori, a început să lucreze cu ei și n-am mai putut să stau de vorbă cu el. În viteză tot timpul, în mașini de sute de mii de euro, trecea pe stradă, tot timpul în viteză, abia dacă ridica mâna să mă salute, deși ne cunoșteam așa de bine, când a avut probleme, am stat de vorbă cu el. Și într-o zi, într-o duminică, m-am întors acasă de la biserică, am parcat în fața casei, apare el. Zice, frate, oare mă mai iubește Dumnezeu? Am zis, cu siguranță, da, sunt în mare încurcătură. Și am zis, știi ce se întâmplă? Te cheamă Dumnezeu să te întorci. Încurcăturile în care ai ajuns, te cheamă Dumnezeu să te întorci la El. Sunt chemarea lui Dumnezeu. De aceea nu cumva cineva să spună, sunt capabil, domnule, știu să mă descurc, uite ce am reușit să fac, uite-te ce am realizat. Într-o viață de om am făcut atâtea lucruri, sunt cineva, nu cumva să spunem așa. Pentru că dacă ne-a fost bine, dacă am reușit să ieșim din situațiile grele ale vieții, a fost momentul în care Dumnezeu a zis, te iubesc, de aceea te-am scăpat, pentru că vreau să-ți vorbesc și tu să înțelegi, Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la El. Aceasta după masă, vreau să stăm înaintea Domnului, să avem o rugăciune, să fie o rugăciune în care să ne putem deschide inima înaintea lui Dumnezeu. Poate de atâtea ori Dumnezeu a vrut să lucreze în viața noastră, iar noi, cu tiparele noastre de gândire, am zis, Doamne, nu așa, nu acum, nu în felul ăsta, nu cu omul ăsta, dacă vine altul de nu știu unde, din altă parte, cum am fi zis noi oare atunci când Dumnezeu a vrut să lucreze? Dar vreau să spun ceva, în această seară nu mai contează nici cine, cum, de ce, în ce fel, ci în această seară, în locul acesta, este prezent Dumnezeu. Și Dumnezeu te-a dus în locul acesta, să știți, nu suntem niciunul la întâmplare. Dumnezeu a văzut seara asta înainte ca ea să se întâmple. Dumnezeu te-a văzut, stimate frate, care ești acolo în colț, stând pe locul ăla. Dumnezeu te-a văzut, stimată doamnă, care ești aici, acolo în locul în care te-ai așezat. Dumnezeu te-a văzut înainte să vii aici. Și Dumnezeu te-a dus în locul acesta ca să-ți spună, lasă tiparele, lasă modul tău de gândire, lasă condițiile tale, lasă pretențiile tale, lasă ceea ce vrei tu și acceptă ceea ce vrea Dumnezeu. Lasă modul în care ai vrut tu să se întâmple lucrurile și alege modul lui Dumnezeu pe care El l-a ales ca lucrurile să se întâmple în viața ta. Dacă faci asta, Dumnezeu va începe să lucreze în viața ta. Dumnezeu va intra, va transforma viața ta. Îți va transforma gândirea, îți va transforma viața. Dumnezeu îți va da ceea ce îți lipsește. Poate ai nevoie de satisfacție, de fericire, de împlinire, pentru că lucrurile pe care le ai s-ar putea să nu-ți aducă împlinire. Eu am un prieten la biserică la noi care a avut o firmă mare, utilaje, om cu care în domeniul transporturilor era destul de bine cotat. Și a zis, frate, eu n-am venit la Dumnezeu pentru că am fost bolnav sau pentru că n-am avut ce să mănânc sau pentru că am avut probleme. Zice, eu am venit la Dumnezeu pentru că nu eram fericit cu ceea ce aveam. Zice, mergeam la petreceri, mă simțeam bine în felul oamenilor și a doua zi un gol imens în sufletul meu. Nu mă puteam bucura de nimic ce aveam, spunea el. Și am venit la Dumnezeu pentru că inima mea era goală. Prea iubitul meu, care ești în locul acesta, dacă simți aceeași stare de om gol, a cărui inimă este goală, vreau să spun că în locul acela gol nu poate intra nimic din ce ai tu, din ce ai agonisit, pentru că este locul lui Dumnezeu și nimic nu-l poate ocupa. În această seară, lasă tiparul tău de gândire, lasă condițiile tale, lasă poate tradiția pe care o ai, lasă ceea ce ți-au spus alții și vino sincer înaintea lui Dumnezeu, nu pentru că spun eu. Roagă-te Domnului momentele care urmează și haide să stăm ridicați în picioare. Roagă-te Domnului, spune, Doamne, eu nu știu ce să mai cred, eu am avut tiparul meu de gândire, oamenii ăștia spun altceva, uite, citesc în Biblie că Tu nu lucrezi după tiparele oamenilor, Doamne, vorbește-mi și mie în această seară, așa să Te rogi. Doamne, dacă Tu vrei să mântuiești sufletul meu, spune-mi ca eu să înțeleg lucrul ăsta și Dumnezeu îți va vorbi, vino cu sinceritate înaintea Domnului.
Vino și spune: Doamne, nu mai vreau după tiparele mele, nu mai vreau după metodele mele, nu mai vreau după gândirea mea, nu mai vreau după ceea ce mi-au spus oamenii, ci vreau așa cum dorești Tu să lucrez. Vino și capitulează în felul ăsta înaintea lui Dumnezeu, acceptă modul Lui de lucrare, acceptă soluția Lui pentru viața ta și vei vedea cum Dumnezeu va începe să lucreze. Deci, haide să intrăm în această rugăciune de mijlocire, ca Dumnezeu să-și facă lucrarea, nu cum vrem noi, ci cum vrea El. Intrăm dar în această rugăciune și Domnul să asculte ruga noastră. Te chemăm, Doamne, și dorim în momentele acestea ca Tu să Te înduri. Avem...